foarte frumos, cunoscut, un mare om, mare om. Iisus a zis despre el că e cel mai mare născut din femeie, dar haideți să-l auzim în Matei, capitolul 3, începând cu versetul 1 până la versetul 12. Apoi o să citesc câteva versete și din capitolul 4, tot din Matei, pagina 925. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan, acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii a lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăța cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar. Dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Din capitolul 4 vreau să citesc începând cu versetul 12. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea, a părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în țara lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este cât de aproape. Vă rog să vă reașezați. Dragii mei, frați și surori și prieteni, stăm în fața acestui text din Biblie. Am ales să predic despre un subiect extrem de important, vital chiar. Dacă nu stăpânim subiectul ăsta de care predic și nu ne e clar, n-am înțeles nimic din creștinism, nimic din Biblie, nimic din pocăință, nimic din viață. Pentru că subiectul ăsta dă sens chiar acestei întâlniri din seara asta. Subiectul ăsta îmi dă sens mie, care am venit până aici, atâția kilometri. Dacă nu-l stăpânesc, dacă nu-l cred, dacă nu-i clar, să știți că nu are nicio valoare nimic. Subiectul acesta a fost cel mai important subiect pentru Ioan și a fost cel mai important subiect pentru cel care de fapt a adus subiectul, adică Iisus. Iisus Hristos a predicat cel mai mult despre el. L-a ilustrat în fel și chip ca să-l înțeleagă oricine. A proclamat prin cuvântul său subiectul ăsta și a deschis o poartă pentru ca lumea să poată să pună mâna pe adevărul acesta. Ei, v-am ținut destul curioși și curioase. Aș vrea să vorbesc în seara asta despre împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. Și mă rog
ca Dumnezeu să aducă împărăția Lui între noi în seara asta. De-aia v-am provocat cât de aproape, cât de aproape o fi împărăția de tine în seara asta. Vă gândiți că predic din Apocalipsa acum, să vă explic cât e de aproape. Nu o să predic din Apocalipsa, dar împărăția asta chiar e foarte, foarte aproape de tine în seara asta. Pentru o parte, pentru alții, cred că este acolo unde trebuie să fie. Și seara asta ne mai reînviem și ne reîmprospătăm. Și mai ales pentru pocăiți, îmi doresc foarte mult să ne readucem aminte de niște adevăruri fundamentale despre această împărăție, că s-ar fi putut întâmpla o mare nenorocire să fi încălcit în mintea noastră atât de tare încât să părăm destul de triști într-o vreme în care trebuie să fim pocăiți extrem de bucuroși. Copiii sunt cu noi și asta e bine. Când mai plânge un copil, încă ne mai iubește Dumnezeu. Domnul să binecuvânteze toți copiii din biserică, să nu mai plângă. Dar greu lucru cer, nu? Niciodată nu sunt supărat pe copii. Am văzut predicatori care să impacientează, dar copiii trebuie să fie foarte legeri, pentru că toți am fost copii. Da, mă întorc. Și acest subiect al împărăției vreau cumva să stăm în fața Lui în seara asta. Pentru evrei, asta a fost miza. De aceea au fost și reacții bune și proaste. Sigur că ei au înțeles împărăția și vă transmit așa ideea asta foarte rapid. Știți că Irod, nu ne-a îndepărtat prea mult de sărbătoarea întrupării Domnului Iisus Hristos, s-a bulversat foarte tare și împreună cu el tot Ierusalimul. Știți de ce? Din cauza unui subiect. Ce subiect? Împărăția. El a întrebat ce religie apare. O zis, unde e împăratul? Pe imediat era pregătit, pentru că el știa cum sunt evrei, că sunt așa ca și imperiile regale cu moștenitori și când se naște un copil, deja s-a născut într-un fel următorul la tron. S-a născut un potențial rege și a vrut neapărat și tare i-ar fi pedepsit pe magi că nu mai veni să-i spună unde-i, ca să meargă între ghilimele să se închine, adică să-l extermine. Și de supărare a omorât atât de mulți băieți sub 2 ani ca să elimine un posibil candidat la tron, un împărat. Toți evreii erau mișcați de chestiunea asta cu împărăția, pentru că tot Vechiul Testament ei tot timpul au avut probleme și războaie și tot timpul au fost în luptele astea. Și acum deja este o bucată de vreme de cât Imperiul Roman a pus laba și talpa pe ei și zi și noapte sufereau și așteptau toate făgăduințele lui Dumnezeu să-i ducă într-o zi în fața unei mari eliberări și să-i scape de domnia acestui Imperiu Roman. Și ei au țesut în mintea lor tot timpul că se va întâmpla ceva. Când a apărut Iisus Hristos mai târziu, chiar și ucenicii acolo au rămas cantonați până după înviere. Tot timpul și-au imaginat că împărăția lui Dumnezeu va fi una armelor, că va fi aici jos pe pământ, că vor veni ei stăpâni și șef și toate națiunile se vor supune în fața lor. Evrei până în ziua de azi așteaptă exact același lucru. Și astăzi așteaptă să întâmple asta, să vină Mesia și să le dea toată autoritatea peste tot ce este în preajmă. Vă aduceți aminte foarte bine că imediat după moartea lui Iisus Hristos și deja a venit zorii învierii, cei doi care merg spre Emaus spun ce aveau în ei, așa, ce durere aveau, ce dezamăgire cumplită aveau în ei. Și când i-a întâlnit Iisus, care nu-L mai știau, și a zis, ce sunteți așa supărați și așa triști? Și ce discuții aveți aici pe drum? Zice, tu ești singurul străin aici, tu nu-ți dai seama că toate speranțele noastre au fost în El. Noi am tras nădejde că El va fi Cel care va elibera pe Israel. Am crezut că El e împăratul, am crezut că El vine cu toată puterea Lui și cu toată forța Lui și punem împărăția la punct și vom fi noi lângă El. Și mama fiilor Zebedei, tot cu mintea asta, a adus și cererea înaintea lui Iisus. Iisus, nu știi ce cereți. Ce vreau copiii mei să fie generali, tăi unul la dreapta și unul la stânga. Nu s-au gândit în cer, noi vorbim asta, ei au gândit tot aici.
Noi am tras nădejde că El va veni să elibereze pe Israel. Iată că sunt trei zile, suntem în a treia zi de când au murit și totul e sfârșit. Mai sunt niște femei care ne încurcă cu poveștile lor, cumva că mormântul e gol, dar totul e gata. De aceea suntem prăbușiți. Ei toți au gândit o împărăție omenească. Dar de fapt Iisus Hristos tot timpul le-a spus că El a adus un alt gen de împărăție. Până și Pilat tremura și zice: am auzit despre tine că ești un împărat. Ești împărat? Da. Numai că vreau să spun ceva, Pilat, nu te îngrijora. Împărăția mea, spuneți dumneavoastră, nu este din lumea aceasta. Că dacă era împărăția din lumea asta, eu chemam pe Tatăl și trimiteam niște legiuni de îngeri și ne intram într-un război deschis și spune-o cine câștiga. Doamne, a zis Petru, să scoatem sabia, nu? Împărăția mea nu se va concentra niciodată pe sabie. Bagă sabia înapoi în teacă. N-aș putea eu să chem, dar acum trebuie să meargă istoria înainte, pentru că prin moartea și prin jertfa lui Iisus Hristos, El a adus o altă împărăție. Este împărăția dragostei, este împărăția cerurilor, este împărăția sa și pentru asta Regelui care este între noi în această seară îi spunem din toată inima: laudă ție, Rege Sfânt! Binecuvântat să fie Iisus Hristos! În timp ce voi predica, aș vrea să aveți în atenție câteva lucruri extrem de importante pe care le punctează Ioan. Unul dintre lucrurile astea, pe lângă cel care vi l-am spus, să nu vă gândiți deloc în timp ce predic la o împărăție materială, și o să revin, așezat într-un spațiu geografic, vă rog să scăpați de ideea asta până la capăt, cred că o să scăpați. Eu am scăpat de așa ceva. Apoi aș vrea să vedeți un al doilea lucru, foarte important, pe care îl zice Ioan, și vorbește aici despre două unelte. Să le țineți minte, în timpul derulării împărăției sunt prezentate aici două unelte: securea și lopata. Securea nu este pusă așa cum o aveți dumneavoastră pe acasă, prin șură sau prin lemnărie agățată acolo să n-ajungă pruncii și nepoțele. Securea, deja spune Ioan, e înfiptă, arătând că justiția lui Dumnezeu și judecata lui final a lui Dumnezeu nu e o glumă. Ea se va întâmpla, 100%. Ori vrem, ori nu vrem. Justiția lui Dumnezeu, asta înseamnă securea înfiptă. Va fi o judecată. Dar dacă pomul face roade bune, el este salvat de judecată. Dar dacă pomul face sau nu face roade, acest pom va fi, spuneți toată biserica, va fi? Și ce se va întâmpla cu el după ce va fi tăiat? Este adunat și aruncat într-un foc. Revin la foc. A doua unealtă este lopata. De data asta, cel care mânuie lopata asta este împăratul. Nu ai văzut împărați cu lopeți. Ai văzut împărați pe cari, călare. Ai văzut împărați în ziua de astăzi cu tot felul de fast. Dar să vezi un împărat cu lopată, asta nu prea. Și totuși Ioan îl prezintă, zice: acela care vine după mine și mai puternic decât mine, eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea dintr-o parte în alta, acela și are lopata în mână. Și una din misiunile lui este să-și curețe o arie. Și vrea să o curețe perfect, cu desăvârșire. Și după ce își va curăța aria, va face un gest final, va aduna grâul, și îl va pune unde, spuneți toți? Într-un? Unde se pune grâu? Într-un grânar. Dar din toată povestea asta va rezulta o pleavă. Dar pleava nu va rămâne la voia întâmplării, ci eu nu mai știu nimic ce a fi. Pleava este atent adunată și va fi aruncată într-un foc. Spuneți dumneavoastră ceva despre focul ăsta. Care nu se stinge. Vorbești cu oameni, nu este iad. Și nu este iad. Cum să fie iad? Dumnezeu bun aruncă oamenii în iad, nu Dumnezeu bun aruncă oamenii în grânar. Numai cu oamenii încăpățânați care refuză constant, nu știu de câte zeci de ori, de sute de ori, de mii de ori, o viață întreagă unii, refuză dragostea lui Dumnezeu, refuză să fie grâu, refuză să se bucure de roadă, de împărăția lui Dumnezeu, sigur că în final, de fapt, este rezultanta clară a unei alegeri a mea și a dumneavoastră, care am refuzat efectiv să mă împac cu Dumnezeu și am rămas pleavă. Și ca să nu fie nicio încurcătură pe final, zice, pleava va fi și adunată și va fi aruncată într-un foc, și dacă focul ăsta
s-ar stinge și deodată ai aruncat pleava acolo și pac un foc, totul s-a terminat. Mulți au făcut gluma asta și o fac. Zice, băi, odată închizi ochii și tot s-a terminat. Nu s-a terminat nimic. Focul ăsta nu are capăt, ăsta nu se stinge niciodată. Pentru că ăsta este focul cel veșnic, al pedepsei veșnice, cu care nu vreau să vă speri în seara asta, dar vreau neapărat să vă trezesc în această seară, pentru că cel care spune adevărul 100% este cuvântul lui Dumnezeu. Vă iubesc și de aceea trebuie să spunem adevărul. Pentru că cel care ne poate trezi în seara asta este Duhul Sfânt prin puterea Evangheliei. Să spunem încă o dată gloria lui Dumnezeu. Amen. Secure și lopată și un foc care nu se poate stânge. În același timp, un grânar unde tot grâul va fi adunat. La un moment dat. O să revin și la ideea asta. Apoi Ioan Botezătorul mai transmite un mesaj așa foarte, foarte direct. Și cum am promis cei care ați ascultat predicile din iarna asta, că peste tot, dacă nu uit, spun asta, să știți că noi avem o mică problemă. Tot timpul ne dorim să avem lângă noi oameni care ne iubesc. Și tot timpul suntem convinși că oamenii care ne iubesc cu adevărat ne fac tot timpul jocul nostru. Și aici este o greșeală enormă. Acum, nu numai că e așa. În viața mea am învățat că oamenii care ne iubesc cu adevărat, în general și aproape întotdeauna, ne spun niște lucruri pe care noi nu vrem să le auzim. Acum să vă gândiți cine vă iubește pe voi. Vai, ce bun predicator, și așa ceva n-am mai văzut. Mă iubești? Să știți că oamenii care ne iubesc cu adevărat ne spun niște lucruri care nu vrem să le auzim. Asta le-am probat de când am fost mici. De când mama aia ne-a spus, nu-i voie acolo, nu-i voie dincolo. Și la un moment dat ai avut impresia că nu-i voie nimic. Și mi trăiesc degeaba pe pământul ăsta, dacă nu-i voie nici aia, nici aia, nici aia, nici aia. Și eu am trăit istoria asta copilaș și acum o trăiți voi. Și au mamele voastre spun, nu-i voie aia, nu-i voie cu telefonul, lasă telefonul, iar pe telefon, iar. Și voi tot timpul nu vreți să auziți așa ceva. Voi ați vrea să auziți, du-te ia telefonul și te joacă, du-te, poți să mă, da cum să nu, cât vrei. Ce telefon să-ți cumpăr? Vreau de ăla, cu ecran mai mare, ce mai vrei? Vreau o tabletă. Oh, cum să nu, draga mami, cum să nu cumpăr tabletă, dar câte fete am eu? Știu că unii chiar iubim așa. Atunci le dorim altceva. Dar în general, oamenii care iubesc cu adevărat spun niște lucruri care vrei să le auzi. Când îl auzi pe Ioan predicând, zici, bă, omul ăsta iubește pe oamenii ăștia? Da. Cum îi iubește? Când ei săraci, farisei și saducheii care nu îi adunea împreună sub nicio formă, pentru că toată credința lor era total diferită în foarte multe aspecte. Cel puțin unul, farisei credeau în învierea morților, saducheii nici nu vreau să audă de așa ceva. Și vă dați seama, la odată să-i vezi că vin împreună la biserică la Efrata și spune lui Alin și conducerii bisericii, vrem să ne pocăim și vrem nu numai să ne pocăim, că mulți vor să se pocăiască, nu vor să se boteze. Ăștia au zis, noi vrem să ne pocăim, vrem să ne botezăm, vrem să facem tot ce ne spui. Oh, grozav! Adă, Doamne, cât mai mulți ăștia la biserică. Dar Duhul lui Dumnezeu, care era acolo peste Ioan, a zis, mă uit la voi și vă iubesc, o să vă spun niște lucruri care nici măcar nu vă gândiți că ați vrea să le auziți. Și le-a zis cum ați auzit. Cine v-a învățat pe voi? Cine sunt învățătorii voștri? Cine v-a învățat pe voi că se poate ajunge în cer, în împărăția lui Dumnezeu, așa cum îți trece pe-n cap? Cine v-a învățat pe voi cu un ritual religios săvârșit, chiar? Vă poate mântui, vă poate elibera, vă poate... Cine v-a învățat pe voi că mergând la biserică, treaba e rezolvată? Cine v-a învățat pe voi că spunând o rugăciune la Paște, la Crăciun, treaba e rezolvată? Cine v-a învățat pe voi că dacă citești secvențial din când în când în Biblie și mai zici o rugă la capătul 4 și dacă s-a și o cruce, toată povestea e rezolvată? Și Ioan zice, vă iubesc și vă spun, nu e rezolvată. Și apoi am mers mai departe și le-a zis, știți ceva? Nu cumva să credeți că puteți zice în voi înșivă, că știți ce spunem noi pe afară, sunt multe și mărunte, foarte multe lucruri, foarte drăguțe. Dar e foarte important să întrebăm ce spuneți dumneavoastră, ce spun eu până mie însu. Ce spunem noi interior?
Știți că cel care ne vede în interior este cel care se prezentă aici în această seară. Și acesta este Iisus Hristos. Și a zis, nu, să nu cumva să credeți că puteți, zice în voi înși, vă avem ca tată pe Avram. Că dacă Dumnezeu vrea mulțimi de genul ăsta, adică oameni descendenți din Avram și fii atât și nu vrea mântuiți și oameni serioși și de treabă și cu caracter și sănătoși așa cum trebuie pentru binele lor, în primul rând, că Dumnezeu poate să facă tot ce vrea, zice, dacă Dumnezeu vrea cu adevărat, să nu credeți că ziceți în voi și dacă mai venim și noi, Dumnezeu o să fie fericit, că dacă Dumnezeu vrea, zice, din pietrele astea, El poate să facă fiul lui Avram. Și vă rog să vă imaginați că tot Israelul îi prinde pietre, deci făcea foarte mulți fiul lui Avram. Nu era o piatră aici și cinci dincolo, numai pietre sunt tot Israel. Dacă spunea fiul lui Avram, toate pietrele se transformau în fiul lui Avram. Erau mii și mii de fiul lui Avram. Și a zis, dacă voi credeți că așa are nevoie Dumnezeu de spectatori și nu de oameni care s-au schimbat, Dumnezeu poate să facă un miracol aici pe loc și face o grămadă de spectatori care sunt fiul lui Avram, dar nu-ți schimbați. De aceea mă rog ca în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să cerceteze orice inimă. Amin. Împărăția lui Dumnezeu nu este una, că am zis că revin, care are la ora asta, în bucata asta, în prima ei parte de manifestare, nu are legătură cu un spațiu și cu un loc geografic. Vreau neapărat să țineți minte asta. Că dacă noi credem în continuare în noi înșine că împărăția lui Dumnezeu are un loc geografic unde se manifestă, noi suntem pierduți. Zice, mă duc la biserică să mă fac un pic mai bun, că în biserică e altceva. Ce? E o clădire aici foarte frumoasă, destinată pentru ceva foarte serios și sănătos. Dar ce crezi dumneavoastră că oamenii care vin la biserică, doar la biserică se schimbă? Nu. No. Oamenii trebuie să vină la Hristos, nu doar la biserică. Spuneți amin acum. Amin. Dar câți nu vin la biserică? Ani de zile ne-am și învățat cu ei și știm cum merg, cum stau, când se plictisesc, când plâng, când râd. Le știm toată viața lor din punctul ăsta de vedere. Doamne, ăștia nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Și întreb, mai este cineva aici care crede că împărăția lui Dumnezeu este un spațiu în care intră? Haideți să vă citesc ceva foarte interesant și frații știu din Biblie ca să lămurim chestiunea asta. Farisei, Luca 17 cu versetul 20. Vă spun și farisei ăștia câteodată cel puțin pun întrebări. Ei tot timpul pun întrebări nu ca să se deștepte ei, ca să încurce pe alții. I-ați întâlnit? Frate, care vreau să spun o întrebare. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Când va veni împărăția lui Dumnezeu? Drept răspuns, el i-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine. Puteți să prindeți fraza asta. Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel să izbească ochii tăi și privirile tale. Nu se va zice, uite-o aici. Și unii zic, împărăția lui Dumnezeu e la noi. Noi suntem cu ea. Dacă vrei să fii mântuit și să ajungi în cer, trebuie să vii la noi. La noi. La cine e la noi? La noi. Mi-a zis unul odată, nu contează unde, că nu mai vreau să dau detalii acum că-s prea filmat. Și mi-a zis, la ce biserică te duci la aia? Fuai, și-o tras o palmă peste cap. Unde merg acolo? Dimineața. Și după masă, mă duc la aia la altă și-o tras una mai tare. Și eu zic, dar unde să mă duc? La tine, la biserică. Și-o fost șahmat. Unde să mă duc? Adică oricine spune împărăția lui Dumnezeu e aici, este într-o eroare. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu poate fi pusă așa într-o clădire, într-un spațiu, într-un ținut, într-o țară, într-o etnie, într-o națiune, într-un canon, nimic. Împărăția lui Dumnezeu este împărăția lui Dumnezeu și Domnul împărăției este aici prezent în această seară și este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când vedeți că spune, uite-o aici, uite-o dincolo, uite-o dincolo, ce creează tot felul de spectacole care să tragă privirile, uite, faceți-vă că vi somn, o să ploie. Atât merită tot.
Pe toți ăștia care vă mută și vă leagă și vă duc și vă aduc și au impresia că totul e la ei. Nu i-ați întâlnit? Totul e la ei. Avem și noi secvențe de astea printre noi de viteși. Niște viteși? Că dacă nu te regimentezi în ideea lor, în filozofia lor, ciurdași, afară! Ia toarga și ai plecat! Aici e împărăția lui Dumnezeu, ea lui. Așa vorbește cât te dă pe spate pe loc, cât îți zbește privirile și îți zbește și altceva dacă continui. Așa strântește niște vorbe că te apleci și te duci dacă ești un înțelept. Dacă rămâi, s-ar putea să începi să gândești ca el. Și ai impresia că părăția e la ei. Ei au cheile, ei intră, ei scot, ei bagă, ei trimit în rai, pe o grămadă îi trimit în iad, pe cei mai mulți merg în iad, numai câți să se califică. Deci toți ăștia au o mare problemă și sunt într-o mare eroare. Mare eroare. Și Biblia ne spune să nu vă duceți după ei. Să vă duceți după Dumnezeu și după cuvântul Lui. Nu se va zice uite-o aici sau uite-o acolo. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este, spuneți toată biserica, este în lăuntru vostru. De aceea v-am întrebat în această seară cât de aproape e împărăția lui Dumnezeu. Și dumneavoastră v-ați gândit când vine Domnul. Aia e o a doua fază din aceeași împărăție. Dar la ora asta trebuie să vorbim de prima fază. Nu vă gândiți la a doua fază, că una din erorile noastre a pocăiților care am vrut neapărat să o aduc, noi tot gândindu-ne la cer și la plecare, plecăm, să vină Domnul, să plecăm din pe pământul ăsta. Știu că e greu pe pământul ăsta, dar noi trebuie să trăim pe bucata asta de împărăție acum și aici. Dacă nu o trăim acum și aici, în noi, să știți că e foarte dificil să prindem grânarul. Ca să ajungi în grânar, trebuie să fii aici pe pământ. Ce? Spune-ți toată biserica. Ce? Tare. Ce trebuie să fim aici? Grâu! Lopata când intră, nu intră niște oameni care sunt săturați de lumea asta, care toată ziua plâng, care toată ziua se văicăresc, care toată ziua gem și toată ziua strig și toată ziua supăiați. Care n-au nicio speranță, nicio nădejde, care pur și simplu când stai lângă ei te contaminează în sens negativ și spui, bă, dar ce să fac cu persoana asta? Domnul spune, nu, voi trebuie să trăiți o altfel de stare aici, trebuie să-i trăiți o altfel de atitudine aici, pentru că împărăția asta nu e acolo, nu-i dincolo, nu-i dincolo, împărăția asta nu-i nici în rucsacul tău, nici în geanta ta, nici în mașina ta, nici în camera ta de rugăciune, împărăția lui Dumnezeu și împărăția cerului, dacă e, trebuie să fie în inima ta în această seară. E sau nu e? Când Iisus Hristos și Ioan a spus că este aproape, s-a referit exact la ce scrie în Matei, capitolul 11, versetul 12. Ca să vedeți că Biblia are dreptate. Și spune așa aici, din zilele lui Ioan Botezătorul, până acum, împărăția cerurilor se ia, spuneți toată biserica, se ia cu năvală. Și cel care dă năvală, ce poate să-i spravă să facă seara asta aici? Spuneți, ce poate să facă? Să pună mâna pe ea. Adică vorbim de un lucru concret. Dacă ai pus mâna pe ceva și ai luat, înseamnă că ai luat ceva. Și eu te întreb, ai luat ceva? Uite, am luat asta. Ai pus mâna pe ceva, am pus mâna. Și asta devine o realitate și după asta devine o experiență. Nu e o teorie. Am fost la biserică și cum a fost? M-am simțit bine, cântări frumoase, cor frumos, predicatorul a vorbit un pic cu atare, da, au spus adevărul exact și așa mai departe și ați plecat acasă. Dumneavoastră și cu mine trebuie să plecăm acasă și toți tinerii, băieți și fete, să plecăm cu ceva concret. Nu ne interesează impresiile. Impresiile vin și pleacă. Emoțiile vin și pleacă. Azi să plângem, peste 5 minute zâmbim. Dar cel care vrea să trăim concret este Dumnezeu, are spune, trebuie să pleci cu împărăția acasă, să pleci cu ea, să ții, să o ai. Să o experimentezi din seara asta, să o trăiești din seara asta și să poți să te bucuri în fiecare zi și să spui, există un Dumnezeu și există o împărăție. Cât de aproape e împărăția? Este exact lângă tine în seara asta. Ce pot să fac? Pot să pui mâna pe ea. O aveți? Împărăția lui Dumnezeu nu este un spațiu încă, într-o zi va fi. Când vorbim de grânar, vorbim de un spațiu. Știți, coșteiul, grânarul, și mai departe, că mă întorc înapoi la țară, că de ori de acolo am venit. Deci vorbim de un spațiu, un
bagi porumb, unde bagi grâu, unde aduni, vorbim de un spațiu. Acum, când vorbim în faza asta, nu vorbim de un spațiu, dar într-o zi lopata lui o să arunce grâul ăsta într-un spațiu. Știu că ne dorim să vină ziua aceea mai curând, dar atunci când vine, toate sunt în regulă, toate sunt perfecte, toate sunt liniștite, toate sunt în regulă, pentru că noi deja care ne gândim la cer, trebuie să trăim o bucată de cer în noi. Spuneți toată biserica, mai ales pocăiți, amin. O trăiți? Noi care vorbim de rai trebuie să avem gustul raiului. Cum să-ți dorești ceva de care abar n-ai? Cum o fi în cer? Dumnezeu știe ce a fi, cum a fi, nu știu, Dumnezeu cred că a fi fain. Fainul ăsta trebuie să-l guști puțin. Biblia pe care o predic spune: vă rog să gustați, vă rog să vedeți, vă rog să experimentați. Că doar nu să vorbim aici: Domnul e bun, Domnul e bun. Dumneavoastră știți că Dumnezeu e bun? Știți, cum să nu? Dar ați experimentat bunătatea lui Dumnezeu? Ați experimentat ceva din Dumnezeu în voi? Aveți o bucată din cer în viața voastră personală? Aveți o bucată de cer în casa voastră? Aveți mirosul raiului în casă la voi, în familia voastră? Ori ba, dacă l-avem, ne-am întâlnit cu împărăția. Dacă nu-l avem, seara aceasta Dumnezeu să taie inima împrejur și să spună în inima ta împărăția sa. O ai sau nu o ai? S-ar putea noi tot vorbind și cântând și predicând despre cer să mai uităm să trăim. Și nu vreau să fim niște geni de creștini care tot timpul vorbim de cer și impresionăm pe Dumnezeu și atât să uită în sus. Dar nu pot să trăiască nimic acum. Când te uiți la trăirile lor, nu ai nicio treabă cu cerul. Dar tocmai că nu reușesc să trăiască aici, vor să plece în cer. Am alunecat, a venit Dumnezeu și nu mai aluneca. Nu, de aici nu. Aluneci direct în altă parte. Tu trebuie să te înveți să n-aluneci aici. Pentru că cerul nu e pentru alunecoși. Pământul e pentru alunecoși. Aici Domnul ne-a spus prin Petru, zice, cine are lucrurile astea în el, nu va aluneca niciodată. Nu mai zice nimeni aleluia. Deci nu putem să vorbim așa de marele tort din împărăția lui Dumnezeu și nu știm nimic despre el. Noi trebuie să arătăm împărăția lui Dumnezeu aici în lumea asta, aici e grâu, aici la Făget, în seara asta, în adunarea asta, e grâul. Și cei care ne văd pe internet trebuie să fim grâu. Ori suntem grâu, ori suntem pleavă. Dacă suntem pleavă, pleava nu aruncă Dumnezeu în grânar, n-ai treabă cu grânarul. Chiar dacă pleava e asociată cu grâu și e acolo împreună, dar n-are nicio treabă pe final. Pe final se dispar lucrurile, pleava rămâne în foc care se stinge și grâul pleacă dincolo. Seara asta nu mergem într-un amers, zic, Dumnezeu știe ce va fi, că Dumnezeu chiar că știe, când bagă lopata, e clară treaba, nu? Când taie securea, trăca de copacul, lar de foc, nu se stinge. Deci acum trebuie să fie clară treaba, în seara asta, nu lăsați atunci să fie clar. Și atunci poate fi la noapte, sau mâine dimineață, sau poi mâine. Dar eu vreau în seara asta, Domnul, prin Duhul Sfânt, să clarifice toată povestea și să aducă împărăția lui în inima ta. Vrei să-ți aducă Dumnezeu împărăția în inima ta? Hai să facem un exercițiu foarte frumos și foarte cunoscut. Hai să spunem împreună prima parte din Tatăl nostru. Tatăl nostru, spunem împreună, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău. Ia fiți atenți. Vie ce? Ăsta e cel mai important subiect. Vie împărăția ta. Mai departe, facă-se. Chiar vreți să se facă voia lui Dumnezeu? Ce voie? Ia uitați-o. Spuneți: precum în cer, încă o dată. Încă o dată, că nu-mi place. Pot să spun amin și am plecat, s-am terminat predica. Dumneavoastră v-ați gândit vreodată ce vă rugați? Vine împărăția? Da, vine împărăția. Și ce-i cu împărăția? Vine împărăția, ne-am pocăit, ne-am botezat, mergem la biserică, ne pocăim, ne botezăm, mergem la biserică, totul e rezolvat. Nu spunem, vine împărăția ta și Domnul Iisus spune, e atât de aproape de voi încât puteți pune mâna pe ea în seara asta. Și ce pot să fac cu ea? O bagi în geantă. Și o aduci duminica viitoare, dacă ai timp să mai vii și duminică la biserică. O bagi în rucsac, că tu ești o domnișoară tânără, nu mai umbli cu genți acum, că nu-i la modă geanta, un rucsac în spate, ai băgat împărăția acolo, o le jos, te duci și să ai treabă, o iei, o pui iar în spate, nu? E o protecție pentru tine când ți-e frică, ți iei rucsacul, când nu vrei să te vadă nimeni că ești pocăită, îl arunci acolo după colți, iar îl iei, așa e peste tot, așa se poartă creștinismul azi. Îl iei când dă bine, îl lași ca și hainele de sărbătoare la țară, care le ține acolo până în sărbătoarea Sfintei Marii și atunci să
toleau toate femeile la țară și toți bărbații de un alb imaculat. Zice, bă, unde își punea clopul pe cap și așa un pic într-o ureche. Și mergeau cu un pas așa legănat și țanțo zicei, domnule, ăștia sunt niște oameni grozavi. Dar după ce trăia sărbători, le adunau, iar le băgau acolo la scut, la naftalină și urmează următoarea sărbătoare. Nu ăsta e creștinismul banal și urât din România? Ba da. Și Iisus Hristos a zis, nu purtați împărăția prin rucsace și prin genți. Nu purtați împărăția prin clădiri și prin mănăstiri și nici știi pe unde. Vă spun eu un spațiu mult mai fain, care chiar vă poate afecta întreaga viață. Unde, Doamne, e spațiul ăla? După Amvon aici. Și atunci cine ajunge la Amvon, în primul binecuvântat și fericit. De aia să spun la aia care sunt după Amvon, e prea fericiți, nu? Că pe acolo du altar, e un pic mai sfânt. Și zice, bă, te-ai intrat în altar, ești terminat. Ești terminat. Nu numai prea fericiți sunt acolo, nu? De-aia m-am făcut și eu popă, să fiu prea fericit, că spun altar pe aici. Dar vă spun, nu de-aia sunt prea fericit, pentru că aș fi fericit aici a două ore și după aia mi-aș pierde fericirea într-un spre Beclean, când am nevoie de cea mai mare fericire și de cea mai mare protecție. Să știți că Domnul mi-a dat un spațiu mult mai frumos, mai grozav, ar trebui să urlați de bucurie în seara asta, pentru că Iisus a decis ca împărăția să fie în lăuntrul nostru. Aleluia, aleluia. Binecuvântat să fie Domnul. Bagă în tine, Dumnezeu intră în tine, în ființa ta, ca să știe din seara asta bărbatul tău că în tine a intrat Dumnezeu, o să se și vadă. Că dar ce vreți dumneavoastră, femeile care aveți probleme cu bărbații ăștia nervoși și violenți verbal, să mă opresc aici cu violență. Ce vreți? Nu așa că vreți să se schimbe, nu că așteptați de un an, de doi, de cinci, de zece și la un moment dat v-ați resemnat să nu mai schimbă în veci și unii chiar să țin de cuvânt, nu se schimbă niciodată. Din păcate. Și ce vrem noi în lumea asta? Să schimbe ăla, să se schimbe ăla? Numai că nu se schimbă nimeni. Pentru că nimeni nu se poate schimba de la sine însuși, că suntem corupți, răi, rob, vânduți păcatului prin strămoșul nostru Adam și Eva. Suntem un dezastru. Și atunci când a venit împărăția și a strigat Ioan, împărăția cerului este aproape, hei, aproape. Și eu întreb, cât de aproape? În fața ta. Și ce pot să fac? De la Ioan Botezătorul și până în seara asta la făget, cine vrea împărăția poate să pună mâna pe ea. Și unde o pui? Pune-o în inima ta. Și ce se întâmplă? Dumnezeirea intră în tine, aleluia. Glorie Domnului. Glorie lui Iisus. Mergând din București spre Buzău, acolo aseară, vreo două ore și ceva pe mașină, am avut un frătiuc acolo insurat acum, Cristi, tot era tatuaj. Și am zis, bă, unde ai reușit să te isprăvești așa, să fii tot. Zice, am fost un mare derbedeu, frate Gabi. Și după aia l-am lăsat să vorbească, zase, nu a fost pocăit. Câte ne-au spus aseară, n-are rost că pierdem timpul, știi? Zice, eu zic la unul care era din București și mai bogat, îmi zice, tu ai bani, eu am avut înaintea ta. Zice, am dat o spargere, 700.000 de euro am furat. Sunteți aici? Și am zis, unde-s? Poate dai o masă seara asta și praf am făcut. Așa e mereu. Nu, era grozav ceva să zic că are 5 euro undeva. Și tot ți-am terminat, tot i-am distrus. Droguri, aia, e tânăr. Are vreo 30 de ani acum. Și, domnule, când am auzit povestea lui, am rămas șocat. Și zice, eu am ajuns la biserică fără să vreau. Astea sunt cazuri dese, că doar până unul și femeia prinsă în prea curvie, doar nu și-o propus dimineața să fie în prezența lui Iisus. O adus-o alții. Nu și-o propus că se pocăiește, că se iartă, dar sunt atâta care tot își propun să pocăiesc, nu se poscăiesc în veci. Și vine unul la biserică, deodată adus așa de întâmplare, de val, și ăla se pocăiește și pleacă ca să ierta și mântui. Dumnezeu să facă o minune în seara asta. Dumnezeu să facă o minune în seara asta. Și s-a dus la biserică fără să vrea, pentru că cineva a zis, hai mă, și a zis, bă, și mă duc că poate văd ceva acolo. De... și zice, eu mergeam în biserică și mă uitam în biserică, ce aș putea să iau de aici cu băieții când vin? El era preocupat de altceva. Și când l-a atins așa și l-a lovit odată drept în creștetul capului cuvântului Dumnezeu, am zis, ce ai pătris? Zice, am intrat prima dată într-un plâns.
Am intrat într-un plâns și bă, îmi vinea să mă, eu plâng, cum se poate, eu aveam milă de nimeni și de nimic. Și mă pișcam, mă ciupeam de carne să mă pot opri și nu m-am mai putut opri. Am plâns fără întrerupere și în momentul ăla viața mea s-a schimbat. M-ați auzit ce vă spun? Viața mea s-a schimbat. Nu vă mai spun detalii de el, că el deja e în slujire, așa, într-o lucrare foarte specială, chiar cu noi, cu misiunea Speranța de câțiva ani buni. Și bă, nu pot să cred, și am zis, bă, eu de atâtea ani te văd pe acolo, pe lângă mine, mă. Bă, bine, eu când mi-am lăsat portofelul de pe lângă tine, mă, dacă tu erai așa bandit și așa mai departe. Eram, au zis. Eram. Iisus Hristos mi-a schimbat viața. E însurat, are copii, e un om extraordinar, îți vine să-l mănânci ca o prăjitură. Dar zice, eu am fost un mare golan și un mare derbedeu. Dar Iisus Hristos mi-a schimbat viața. Glorificat să fie numele Lui. Glorificat să fie numele Lui. A avut o viață foarte grea, așa cum am aminte de ce o mers la biserică. Pentru că un frate mai mare, un frate de-al lui, nu știu, mai mare sau mai mic, a fost depistat cu cancer și zice, bă, și m-a rugat, el zice, te rog să vii cu mine la biserică, că oricum nu știu cât mai am de trăit. Și de mila lui m-am dus, dar nici n-aveam nici milă, că doar eu am trecut așa prin durerele vieții și a murit mama, a murit tata, tăți din neamul nostru a murit. Nu mă interesa nimic, să-ți moare și ăsta, măcar mă duc să-i fac o bucurie în seara. Și în seara aceea, de fapt, i-a făcut altcineva o bucurie că a venit în adunare Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și a schimbat viața. N-ai nevoie de o împărăție pe lângă tine, că hoț rămâi dacă ai fost hoț. Numai puțin te educi, dacă ai fost o problemă care ai avut o persoană care a avut niște probleme, ci vii la biserică așa, se mai îndulcește viața, se mai așa. Deci nu mai fac câte am făcut, fac mai puține. Dar ca să se schimbe viața cu adevărat și să simți mirosul lui Dumnezeu și a raiului, este absolut necesar să pui mâna pe împărăția lui Dumnezeu și este necesar să nu o bați sub braț ca Biblia. De aceea au spus, cuvântul ăsta lui Dumnezeu trebuie înghițit, trebuie să intre în tine, trebuie să-i guști dulceața lui. Și a scris autorul psalmului 119, cuvântul tău când îl înghiți este mai dulce decât picurul din faguri de miere. Câți de din biserică știți asta? Câți băieți și fete care sunteți aici și vreți să fiți fericiți pe planeta asta, l-ați luat pe Dumnezeu în voi cu adevărat și prin intrarea Lui în voi a început Dumnezeu să vă îndumnezească viața. Ați început să gândiți ca El, să umblați ca El, să-L auziți pe El și să-L proclamați pe El, pentru că Cel care poate să schimbe viețile este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Din toată inima, glorie Domnului! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău! Vie împărăția Ta în făget în această seară. Facă-se voia Ta, care voie, precum este în cer, Doamne, să fie și pe pământul și în pământul ăsta al meu, să se vadă oglinda cerului în mine. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! De aceea oamenii lui Dumnezeu care s-au întâlnit cu împărăția Lui, Dumnezeu a început să le schimbe viețile. El a schimbat viața mea, este o cântare. Și El poate să schimbe și pe a ta. Iisus Hristos se prezintă aici în seara asta. Împărăția lui Dumnezeu nu este o zonă geografică. Împărăția lui Dumnezeu este o stare. O stare. O trăire profundă interioară. Care are la bază virtuțile, valorile și lumea lui Dumnezeu. Să spunem glorie Ție, Doamne. Glorie Ție, Doamne. Și vă mai spun ceva din împărăția asta. Ceea ce a spus Pavel în Romani. Și frații, știu ce vreau să spun acum. Vreau să vă spun tuturor, dacă te primești împărăția lui Dumnezeu, eu și toți oamenii sănătoși ca și predicatori care vă iubesc cu adevărat, vă vor spune lucruri de genul ăsta. Împărăția lui Dumnezeu nu are legătură cu lucrurile materiale. Nu te primești împărăția lui Dumnezeu și devii bogat peste noapte. N-are legătură nici să ai, nici să n-ai. Împărăția lui Dumnezeu n-are legătură cu sănătatea, cu prezența ei sau cu lipsa. Este în trupul ăsta care este supus bolilor și suferinței și mereu, din când în când, ne lovește viața și pământul ăsta pe zona asta. Ai lucruri și lucrurile se duc. Împărăția lui Dumnezeu nu e legată de lucruri. De aceea trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu într-un mod sănătos. Și biserica câteodată și pocăiții au probleme cu lucrurile. Zici, ăla are, tot îi dă Dumnezeu. Nu știi cine e, stai.
Niciodată să nu vă ridicați pieptul mai sus decât altul dacă aveți o pâine în plus. Dacă o aveți în plus, împărțiți-o cu cel care n-are nimic. Că toată ziua vă testează Dumnezeu și pe voi și pe mine. Cum ne raportăm la aproapele nostru. Păi dacă a intrat împărăția noi, ai trebuit să ne raportăm corect, nu? Da sau nu? Haideți să vă spun o experiență de două zile, că e foarte proaspătă așa. Foarte proaspătă. Și mă sună o persoană la telefon, n-ar fi nicio surpriză. Îi răspund. Și îmi spune, eu sunt cu tare, am fost odată la dumneavoastră în curte și mi-ați dat ceva atunci. Zice, sunt într-o situație disperată, zice, e frig și nu am ușă la intrare și intră frigul și bate și așa și așa. I-am mai pus eu niște întrebări așa cum pun păstorii, știți, de întrebări încrucișate. Ce să ne fie ciudă la, pe consulul de la ambasada americană, câteodată noi suntem mai răi ca ei. Și i-am pus niște întrebări și mi-a spus și am văzut în inima ei atât de multă sinceritate. Era și soția lângă mine și am spus, eu o să merg mai târziu în oraș, ploua foarte tare alaltăieri în Beclean și am să nu veniți până ploaie până la mine. Și vă sun eu, luat cu treaba, am uitat. La ora 5 fără 5 trebuia să plec la evangelizare. Și la 5 fără 20 m-a sunat ea. Zice, sunteți acasă, unde sunteți, că vin în ploaie, nu contează, că nu mai pot. Și am mers și am găsit o ușă și în fine. Și i-am zis, știți ceva, acum nu mai am cum acum. Haideți mâine, adică nu mâine, că mâine e joi și îți pleca la București și vin și plec la Făget. Asta trebuia să... I-am zis cumva, ieri s-a întâmplat treaba, iertați-mă. Și n-am cum, hai pe vineri. Și vă dați seama că ea se gândea minte ei până vineri l-a acceptat. Când eu m-am dus în mașină și am plecat, mi-a venit cuvântul Domnului. În mintea mea și a zis, nu spune aproapele tău, hai mâine, ca să te ajut, dacă pot să-l ajuți. Nu-i spune să vină mâine. Am pus mâna pe telefon, am sunat-o înapoi, trezit de Biblie și am zis, du-te acasă, că e nevastă mea acasă și rezolvă ea problema. Zice, nu pot să cred că mă rugam lui Dumnezeu să fac o minune. Și mă duc mai departe. Că împărăția trebuie să fie în noi, corect sau nu? Corect sau nu? Trebuie să fie sau nu în noi? Și atunci toate simțurile tale funcționează diferit. Și se rezolvă treaba asta, niciun detaliu nu dau. Și mă duc, nu eu laud asta, numai vreau să vă spun principiul lui Dumnezeu cum funcționează. Mă duc la o biserică la țară, unde n-am fost niciodată. Mai sunt și momente de astea pentru mine. E o biserică care a început de mult acolo și când ajung în curte, mă așteaptă, nu știu, o femeie de la țară, așa zic, 60 și ceva de ani. Și mă așteaptă în curte. Frate Gabi! Ploa. Și acolo ploa. Și eu, cuibărit așa, să-mi iau geanta, să intru repede în biserică, stați! Trebuie să vă dau ceva. Și are ceva în mână, un plic alb. Și eu zic, nu se poate, eu nu primesc de la dumneata nimic, nici să... Zice, n-ai cum să faci asta. Pentru că Domnul mi-a zis de câteva minute că trebuie să fac asta pentru tine. E din partea lui Dumnezeu. Deci 55 de minute între experiență și alta, ca să vedeți cum merge lumea lui Dumnezeu. Și eu m-am dus în biserică și povestea nu se termină, pentru că am văzut niște copilași acolo în biserică și am văzut un copil care a venit și când a intrat s-a rugat peste 6 minute în genunchi. Și m-am uitat la el și am zis, Doamne, dacă pe toți din adunarea asta nu ne asculți, nu știu ce a spus copilul ăsta, dar tot ce a spus copilul ăsta, te rog să-l asculți în seara asta. Așa se rugă. Și-a venit și-a fac, ca și voi, a stat pe scaun, nemișcat, 2 ore și 10 minute. Și am zis în timpul predicii, vreau să-mi fac poză cu tine la final și mi-am făcut. Și îl cheamă Ruben. L-am luat în brațe mele, l-am strâns cu mințel, nici ochii nu-i clipeau. Și am zis, mai ai frați? Și el nu a apucat să răspundă, cu o soră răspund, zice, 16. Și atunci am mutat lucrurile la Ruben. Și nu numai că le-am mutat. Dumnezeu va purta de grijă de copii. Că așa îți dă Dumnezeu în grijă lucruri.
Că așa e când intră împărăția lui Dumnezeu în tine și nu-i pe stradă și pe în biserică și pe nu știu pe unde. Când a intrat Dumnezeu în tine, mintea ta se schimbe. Tu ești om, dar Duhul lui Dumnezeu schimbă atitudinile, îți dă dragoste, îți dă maturitate în raport cu semenul, în raport cu Dumnezeu. Alerg atât de mulți kilometri ca să proclam, nu-s nimic. Nu-s măcar nici măcar interesant ca Ioan, că era interesant și pe dinăuntru și pe din afară, stilul lui, cum e îmbrăcat, era șocant, locul unde se duce prin pustiu, eu sunt cu prieteni, m-a așteptat Alin cu apă, cu cafea aici, cu fotolii. Ioan e mai ciudat, e în pustiu, e sărac, n-are. Dar ceva am împreună și eu și alții de aici, suntem niște glasuri. Suntem niște glasuri care strigăm. Strigăm, împărăția lui Dumnezeu este o realitate. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Poți să pui mâna pe ea și poți să o duci cu tine acasă. Nu rămâne la mine sau la noi. Nu depinde, nu să te șantajăm cu ea. Să spui dacă dai, o ai. Dacă nu dai, nu o ai. Dacă nu faci asta, nu. Împărăția e a ta, te poți bucura de ea la noapte, mâine, poi mâine. Și într-o zi când va veni marele împărat și va deschide porțile grânarului, va băga lopata aici în făget. Și fie ca pe lopata aia să fim toți care am fost la biserică în seara asta. Nici o pleavă să nu fie, nici un copac să nu fie tăiat, nici un foc să nu ardă, nici un destin de aici din biserică. Și nici acelor care se uită pe internet. Dumnezeu să ploaie cu mântuire în seara asta. Glorificat să fie Iisus. Amin. Și glorificată să fie puterea Lui. Amin. Unde e împărăția? E o bucățică din cer în inima ta? De ce crezi că a compus omul la cântarea aceea? Sau poezia, nu știu, poate să și-și cântă. Să cântă, da. Zice, oriunde-s ei, fă tot și du-te. Oricât sunt ei, fă tot și stai. Oriunde-s ei, fă tot și caută-i. Vorbea despre ăia cu împărăția în ei. De ce? Pentru că acolo unde-s ei, cei acolo, spuneți toată biserica. Cei? E împlinirea Tatălui nostru. Voia ta să se facă, Doamne, precum în cer, să se facă și pe pământ. Să spunem încă o dată toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu. Aș vrea să ne apropiem, să încheiem. Te rog, ajută-mă cu coarda muzicii să fie atinsă. Și vreau să mai spun un singur lucru care va dura poate că 5-8 minute, nu știu. Să fiți pregătiți. Dacă așa stau lucrurile, predicatore, și dacă împărăția nu e un spațiu noi, și o stare și o trăire, și atât de aproape de mine, că eu tot mă gândeam la cer când va veni Domnul, dar îmi dau seama că împărăția este lângă mine și o pot experimenta într-o limită a ei. Și pot gusta și trăi cerul. De aceea a spus și Apostolul Pavel. Strâns de două părți. Aș vrea să mă mut acasă la Domnul, în grânar. Dar pentru voi e mai bine să rămân. Și dacă rămân, vă vorbesc despre împărăție. Așa că fie că plec, fie că rămân, eu sunt ai Domnului. Așa că și voi tinerii cântați, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui. Cine poate gira că ajungi în cer? Dacă nu cerul care este în inima ta. Poate gira mama, nu. Poate gira vreun pastor, nu ne băgăm. Alți girează, noi nu. Tu ești singura și singurul care știi dacă ai cerul în inima ta în seara asta. Nevastă mi-a plecat cu mine de ieri până azi. Și când a ajuns acasă, a sunat învățătoarea că David al nostru este bolnăvior. Și m-am dus după el. Până l-am ciupit eu de cap și l-am pupat până a ajuns acasă. Deci eu când am intrat în curte cu mașina și nevastă mi-a auzit, o ieșit din casă afară, în general nu ias, și sunt
nu mai conta nimic. O ieși din casa afară și l-a luat iubitul lui mamei, puiul lui mamei. Știți de ce? Cu o bucată din David în inima ei. De ce ne rugăm aici în biserică? De aia v-am zis la început. Nu face niciun sens dacă nu e așa. N-are niciun rost nimic. De ce cântă el? De ce când predic eu? De ce ne rugăm noi? O bucată din cer este în inima noastră. Este ca un avans când îți iei o casă, de care Pavel a vorbit în 2 Corinteni 5. Și am o casă. Avem o casă, o clădire în cer de la Dumnezeu. Avem un grânar acolo. Nu e făcut de mâna omului, e făcut de Dumnezeu și de aceea e și veșnic. Binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu ne-a făcut pentru aceasta, ne-a făcut pentru cer, dar totuși rămânem plini de încredere. Totdeauna. Cum? Totdeauna. Cum? Ne-a dat arvuna Duhului. O bucată din Dumnezeu e în noi. Duhul Sfânt e în noi. Iisus e în noi. Dumnezeu este în noi. Cuvântul e în noi. Lumea lui Dumnezeu e în noi. De-aia-ți dor de cer. Pentru că cerul este în inima ta. Dacă e. E? Ne mai supărăm. Ne mai întristăm. Imediat ne trece. Cerul e în inima noastră. Da. Uite că mi se duc minutele. Momentul când poți să pui mâna pe împărăție, cum e asta, predicatore? Cum pot pune mâna? Întinderea mâinii spre a lua împărăția și a introduce în inima ta. Mâinile astea care se întind este voința ta și a mea, iar momentul când le prinzi, degetele prin care prinzi împărăția și o șezi în inima ta, oricât v-ar plăcea sau nu v-ar plăcea, vă iubesc, este sfânta pocăință. De-aia înainte de a lua împărăția, și Ioan și Iisus au zis, pocăiți-vă. Împărăția lui Dumnezeu este foarte aproape, dar nu puteți pune mâna pe ea, pentru că nu știți ce să faceți cu ea, nu știți cum funcționează, nu știți nimic. Este nevoie de ceva care să vă înnoiască mintea și să vă dea capacități Dumnezeu sfinte, să puteți înțelege lumea lui Dumnezeu, să începeți să înțelegeți lumea lui Dumnezeu și apoi prin aceeași înnoire zilnică, toată viața, o să intrați din ce în ce mai mult în sferele lui Dumnezeu și într-o zi vom intra pentru totdeauna în marele grânar, aleluia. Iar pocăința înseamnă înnoirea minții. Duhul Sfânt să lasă duc de pocăință peste noi. Amin. Binecuvântat să fie El. Amin. Binecuvântat să fie El. Amin. Când i-am zis lui Cristi, băi, deci știam, mă feream de tine și nu. Dar de ce? Dumnezeu mi-a schimbat mintea. Ce ai făcut, Cristi? M-am pocăit. Cine fura, spune-ți toată biserica. Pocăința înseamnă un stop, o oprire efectivă. Și din momentul ce te-ai oprit, trebuie să o iei exact în direcția opusă ce ai fost până astăzi. Și dacă El i-a plăcut să ia și să fure, Dumnezeu spune în momentul când pocăința aceasta îți schimbă mintea și prinzi împărăția lui Dumnezeu cu degetele pocăinței, în momentul acela ce se întâmplă o metamorfoză pe care nimeni nu o poate explica, dar eu pot predica. Se întâmplă ceva în tine care nu poate nimeni să explice. O putere nemaibănuită intră în tine, în toată ființa ta și spune, nu numai că de azi nu mă mai interesează geanta ta și averea ta și ce ai tu, de azi mă duc să lucrez cu mâinile mele. Și ce vrei să faci din banii care lucrez? Mă duc să-l caut pe Ruben. Ba nu trebuie să mă duc să-l caut, pentru că Dumnezeu va pregăti să mă întâlnesc cu el și cu ea și cu ei. Să spunem toată adunarea glorie lui Dumnezeu. Glorie Domnului. Domnul să lase pocăință peste noi. De aceea a zis Ioan, nu contează că ești fariseu și știi, nu contează că ești sadicheu și te crezi foarte important, nu contează că ești fiul al lui Avram, scuturați-vă de treaba asta,
mergeți și pocăiți-vă. Schimbați-vă mintea, nu-i bine așa. Dar nu te bucur că am venit, ba da, dar n-ați venit nicăieri. Dar nu te bucur că ne botezăm, dar vă udați degeaba. Nu intrați în posesia împărăției. Nu o să înțelegeți ce am predicat eu astăzi. Împărăția nu va intra în voi. Voi veți intra în apă și veți ieși. Voi veți avea încă un canon săvârșit, dar nu se va schimba nimic în voi. Dar pentru că iubesc, vă iubesc, spune, mergeți, întoarceți-vă la Dumnezeu. Dovediți în inimile voastre că Dumnezeu v-a schimbat viețile. Și apoi toate lucrurile se vor schimba. Noi nu avem nevoie de un ritual nou. Noi avem nevoie de o viață nouă. Noi avem nevoie de familii noi, de bărbați noi, de femei noi, de fete noi, de băieți noi, de biserică și noi, pe care să înnoiască Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin puterea Evangheliei și printr-un act de pocăință personală pe care o chem să coboare peste toată adunarea în seara asta. Peste toată adunarea în seara asta. Ce va aduce pocăința în viața mea? Înnoirea minții. Și ce o să fac cu înnoirea minții? O să fiu înțelept pentru prima dată în viață. Și ce o să faci? O să pun mâna pe împărăția lui Dumnezeu și o să o introduc în viața mea. Aleluia! Că de aici toate lucrurile se echilibrează. Lăudați să fie Domnul. Cine a mințit să nu mai mintă, să pună stop. Dar pocăința nu înseamnă doar stop. Să facă ceva opus. Ce? Niciun cuvânt stricat să nu-ți mai iasă din gură. La ce să fac? Să vorbești în continuare, că ți-a plăcut și până asta vorbești. Pocăința nu ne transformă în niște muți care nu mai știm ce să vorbim. Alegem acum, prin înnoirea și pătrunderea lumii lui Dumnezeu în noi, să spunem cuvinte echilibrate, pline de har, ca să vindece și să dea har celor ce le aud, după cum este nevoie. Cine face treaba asta? Omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Lăudat să fie Iehova care se prezentă aici în seara asta. Tu cum vorbești? Doamne, adu pocăința Ta peste noi în seara asta. Adu pocăința Ta peste noi în seara asta, Doamne. Dar ce să mai facem, Doamne? Păi zice, lucrurile merg până la capăt. Orice amărăciune, orice strigare, orice iuțeală, orice mânie, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dar cum să fim? Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Hristos pe voi? Poate spune toată adunarea din Făgeta, amin? Așa e în viața voastră? Sau v-a supărat cineva și legătura ta cu omul ăla s-a blocat definitiv acolo? Iată ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Capacitate de a ierta. După ce model? După cum a iertat și Hristos, total și din dragoste. Să spunem din toată inima gloria lui Dumnezeu. Nu-i așa că e frumos să fii pocăit? Nu-i așa că ar fi frumos să te întâlnești cu oameni care te iartă cum te-a iertat Hristos, să arunce în marea uitării tot ce a fost și să începi cu El și cu ea și cu frații și cu oameni și cu familia o viață nouă și spui, cum poți să fii așa? Tu ai coborât de pe altă planetă? Eu n-am coborât de pe planetă, vin de pe planeta asta, dar o altă planetă a coborât în inima mea. Care e asta? Împărăția lui Dumnezeu a intrat în mine de-aseară și Dumnezeu mi-a schimbat viața. Dumnezeu mi-a schimbat viața. Pocăința nu e o filozofie, pocăința e o experiență practică, zilnică, pipăibilă, vizibilă, pe care pot să o vadă toți oamenii, devii o carte deschisă pe care o poate citi oricine, la orice oră, la orice oră. Împărăția lui Dumnezeu atinge pământul și satele și orașele și strada și casele și firma și angajații și bărbatul și femeile și pruncii și rolul nostru, toate rolurile noastre sunt transformate de puterea pocăinței care intră în noi și de împărăția lui Dumnezeu care ne inundă viețile. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Și vă zic așa întreagăt. Iată ce se poate întâmpla dacă intră împărăția în tine prin experiența pocăinței. Nevestele sunt supuse bărbaților lor, exact ca Domnului. Bărbații își iubesc nevestele după cel mai grozav model, după cum Hristos și-a iubit biserica, s-a dat pe sine pentru ea. Spuneți amin. Copiii ascultă în Domnul de părinții lor, pentru că ajung la convingerea prin pocăință că este drept, că
că nu-i faci un moftul mama, dar cu asta e drept să-i asculți. Că nu vrei doar să-l fericești pe tata, zici, hai tată că vin, dar tu de fapt în inima ta n-ai nicio dorință pentru asta, ci e drept să-l iubești pe tata și să o asculți pe mama. Atunci când Împărăția Lui Dumnezeu intră în noi, copiii ascultă de părinți pentru că e drept. Ei cinstesc pe tata și pe mama pentru că ei știu că asta e porunca lui Dumnezeu și ei trăiesc făgăduința. Ei vor fi fericiți și vor trăi multă vreme pe pământ. De ce? Împărăția a intrat în casa aia. Bărbații știu asta. Nevestele știu asta. Copiii știu asta. Ce s-a întâmplat? Împărăția a intrat. Părinții nu întărâtă pe copii, ci cresc în învățătura și mustrarea Domnului. De ce? Împărăția a intrat în acel tată și în acea mamă. Îs aici părinții ăștia în seara asta? Și până unde merge treaba asta? Ne-ai dus pastore în biserică, ne-ai dus în familie, unde ne mai duci? Vă duc la servici. Nu vă las, vă duc la servici. Angajaților, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Mai are rost să predic Evanghelia asta? Are sau nu are rost? Atâta invidie. Ăla te angajează să-ți pună o mână, o pâine pe masă, să poți trăiești tu și copiii tăi. Și când s-o întorci și-o plecat, îl ironizezi, îi faci semne, îți bagi joc de el, îl zici acasă, după aia vii cu altă față. Unde suntem? Toți oamenii ăștia ar putea să-și închidă fabricile. Ce o să faci? Robilor, angajaților, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos, care fac din inimă voia lui. Spuneți toată biserica, voia lui, precum este în cer, să fie și în fabrica ta. Știu că vreți să le spun ceva și la patron, nu? Vreți? Dați din cap că vreți, le spun. Și voi patronilor, și voi stăpânilor, purtați-vă la rândul vostru la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Dacă ești patron și a intrat împărăția în inima ta prin pocăință, nu-l ameninți. Că știi că și stăpânul tău și al lui este în cer. Asta înseamnă că suntem egali. Eu am o responsabilitate mai mare să-ți dau pâinea. Tu ai o responsabilitate să mă respecti și să fii ascultător, nu numai de față. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru stăpân. Și stăpânul trebuie să te respecte știind că și peste tine și peste mine și peste noi este același Dumnezeu care ne dă pâinea și apa și hainele. Binecuvântat să fie El. Binecuvântat să fie El. Spuneți dumneavoastră dacă nu am dreptate în seara asta. Să vă proiectez înainte de rugăciune o familie în care a intrat împărăția lui Dumnezeu. Soția este supusă. Mai poți să vorbești de subiectul ăsta într-o lume în care nu este împărăția lui Dumnezeu? Nu. Este supusă în toate lucrurile ca Domnului. Știu că de predica asta și-ar bate joc toți nebunii planetei, dar nu-mi pasă. Eu predic împărăția lui Dumnezeu. Și împărăția asta este aproape de tine. Poți să pui mâna pe ea în seara asta? Bărbații și iubesc aceste soții ale lor după un model și n-are rost să mai spun cum Hristos iubește biserica. Avem 26 de ani cu soția. Era atât de frig dimineață pentru că a dat iarna peste noi la București.
Și am zis, dragă, eu mă duc în frig și pornesc mașina, o încălzesc, stai. Stătea acolo zgriburită în avion, am mângâiat-o pe spate, nu. Și am zis în inima mea, a adus pe lume 4 copii. Și de atâția ani ne slujește în casă acolo, zi și noapte. N-aș fi fost, cred că niciodată așa eram ca toți bărbații haini, care se uitau, cred că în altă direcție. Dar cineva mi-a schimbat și îmi schimbă viața în continuu și acesta este Dumnezeu. Pentru că în mine, cu mulți ani în urmă, cu zeci de ani în urmă, a pătruns unul care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, Iisus. Am vrut să vă aduc o evanghelie practică în seara asta, că m-am săturat de povești. Vreau să văd Împărăția lui Dumnezeu pe stradă. Vreau să văd în orașul meu, vreau să văd în casa mea, vreau să văd în pruncii mei. Vreau miros de cer mai mult, prea miroase a iad peste tot. Vreau să miros parfumul cerului și al Împărăției lui Dumnezeu. O, laudă Domnului pentru asta, laudă Domnului pentru asta. Cineva spunea că ei miroase a toflea, nu a toflea trebuie să mirosim. Nu trebuie să mirosim a Dumnezeu. Nu trebuie să mirosim a români sau a rom sau a nem sau a bogați sau săraci. Nu trebuie să mirosim parfumul lui Dumnezeu, parfumul mântuiților, parfumul în care a intrat Dumnezeu cu lumea lui, o mireasmă de la viață înspre viață. Din toată inima spun cu voi, glorificat să fie Domnul. Unde e împărăția, este o soție supusă, este un soț șocant de iubitor și niște copii care își respectă părinții pentru că e drept. Când a murit tata acum 28 de ani, avea 75 de ani, atât am plâns toți copiii după el și nu 2-3 zile, luni de zile și ani. Eu zic, mama odată, bă, dar sunteți oameni mari, mă, cu casă și copii, mă, ce te plângeți după el așa? Pentru că era drept. Pentru că l-am cinstit nu numai când a trăit, l-am cinstit și după ce a murit. Știți de ce? Pentru că a rămas printre noi. A rămas exemplul lui tata, a rămas lupta lui, rugăciunile lui, echilibrul lui, bunătatea lui, dumnezeirea care a împrăștiat-o atâți ani prin casa noastră. Când ne-am îndrăgostit și noi în cei de ea. Lăudați să fie Domn! Lăudați să fie Domn! Așa arată o familie în care a pătruns Dumnezeu. Și după aia Dumnezeu merge cu tine la servici, că Dumnezeu nu stă doar în casă sau în biserică. Și la servici trebuie să fii ce trebuie. Orică ești angajat, orică ești stăpân. Cel care este deasupra noastră este Dumnezeu. Ioan a strigat în pustie și o strig în făget, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. De la Ioan Botezătorul și până acum, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cei ce dau năvală pot să pună mâna pe ea. Adevărat, adevărat vă spun că împărăția lui Dumnezeu nu izbește privire, nu se va spune uite aici, uite dincolo, uite dincolo. Ea este înăuntrul vostru. Și Romaniu, care nu vi l-am spus, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Este neprihănire și curăție. Este pace. Și este bucurie în Sfântul Duh. Ce se întâmplă aici în seara asta? Duhul Sfânt este prezent în biserică. De ce e bucurie? Împărăția lui aici. N-ai vrea să o ai și tu? N-ai vrea să te duci cu ea acasă? N-ai vrea să o trăiești? E atât de practic. Să duce în toate sferele casei și a familiei tale. Doamne, ce minunat este Dumnezeu! Dar să ții minte, securea a rămas acolo. Și va veni justiția lui Dumnezeu. Și lopata e tot acolo. Și mă întreb în final, Doamne, după seara să vei, vei avea lopată, pe lopată grâu sau pleavă? Lângă văd un foc care nu se poate stinge. Lângă focul care nu se poate stinge, văd un alt foc care este botezul cu Duhul Sfânt și cu foc. Ce interesant!
Hristos este prezent aici în seara asta. Bucurându-mă de grâu, mi-e dor și de grânar. Și să știți, prieteni buni și frați și surori, că într-o zi ne va strânge cu lopata, lopata lui specială, prin care ne-a curățit și ne curăță în fiecare zi aria sufletului nostru. Și a făcut-o și în seara asta. Ne va strânge într-o zi la El acasă. Sper să ne mai vedem. De nu ne mai vedem, ne vedem în grânar. Dar trebuie să fim grâu. Și rugăciunea de final aș vrea toată pleava să dispară. Asta care o spulberă vântul. Să rămână niște oameni cu greutate, cu grâu, semnul rodniciei, al vieții, al pâinii. Haideți să stăm ridicați pe picioare. Condune într-o cântare. V-am ținut mai mult, dar asta e. Să nu plecați niciunul, vă rog eu. Gândește-te la inima ta. Ți se pare că e atât de mică, dar chiar poate intra cerul în ea. Și e singurul loc din univers pe care Iisus îl dorește în seara asta. Nu vrea nici banii tăi, nu vrea nici prestigiu, nici mulțimi, vrea inima ta. Poate vrei să-i o dai în seara asta, să-și așeze în ea împărăția sa. Haideți să cântăm.